Comunitatea academică din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică a Universității Petrol-Gaze din Ploiești a organizat în această dimineață simpozionul IME 65 de ani de tradiție, profesionalism și performanță. Evenimentul a avut loc în aula UPG și s-a bucurat de o asistență numeroasă. Au fost prezenți, pe lângă autorități, foști sau actuali profesori sau foști și actuali studenți. S-a marcat astfel aniversarea a 6 decenii și jumătate de activitate a uneia dintre cele mai căutate facultăți ploieștene. Evoluția exploatării petrolului în țara noastră și în lume dovedește importanța acestei facultăți. Pentru gândiți-vă, s-a plecat de la sonde săpate manual și s-a ajuns acum să vorbim de sonde adânci și foarte adânci, sonde orizontale, sonde inteligente și toate acest parcurs tehnologic nu putea fi făcut decât cu aportul utilajului și echipamentului pe care îl învață studenții în facultatea de IME. Am fost aproape 20 de ani în conducerea universității, am fost 8 ani secretar științific al Senatului, 8 ani decan și 4 ani prorector. Așa că am ceva activitate managerială și pe vremea când universitatea avea un număr foarte mare de studenți, în jur de 12.000 de studenți, cu care eu am lucrat foarte mult pentru că mă ocupam de partea de programe de universitare. IME școlarizează studenții în domeniile inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie a sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, inginerie și management. Sunt 65 de ani de la o facultate renumită nu numai în țară, ci și peste hotare, Facultatea de Utilaj Petrolier, cum o știe toată lumea, actualmente Inginerie Mecanică și Electrică. E o vârstă frumoasă, poate o vârstă a maturității și ne bucurăm de acest eveniment. Foarte multă lume a venit. Da, sunt foștii noștri absolvenți, au venit, din câte am înțeles, și de peste hotare, pentru că să nu uităm că s-au format foarte mulți specialiști din multe țări ale lumii. Este un eveniment de importanță națională, dacă ne gândim ce înseamnă această universitate, ce înseamnă această facultate, și 65 de ani nu sunt puțini, și cel mai important este că pentru noi această facultate a fost un ambasador. Și de câte ori vorbim de pol de excelență în învățământ, vorbim despre UPG. După absolvire, studenții au numeroase oportunități de integrare pe piața muncii, în țară și în străinătate.